Creștini ortodoxi prăznuiesc Paștele din 2023 pe data de 16 aprilie. Potrivit calendarului creștin ortodox, postul Paștelui din 2023 începe pe 27 februarie și se încheie pe 15 aprilie. Anul acesta, creștini ortodoxi prăznuiesc Paștele pe 16 aprilie. Postul care precede sărbătoarea Învierii Domnului începe spre sfârșitul acestei luni pe 27 februarie și se încheie pe 15 aprilie. Postul Paștilor, acesta care urmează să înceapă pe data de 27 februarie și care va ține până în data de 15 aprilie, este cel mai lung și aspru post din timpul anului bisericesc, pentru că însoțește și cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, și anume Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este un post compus din, care are două părți, chiar trei aș putea spune, pentru că și săptămâna aceasta brânzei, albă, așa cum este numită, este tot o săptămână a postului, o pregătitoare pentru postul care va începe pe 27. Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios. De asemenea, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc. În plus, aduce numeroase beneficii și pentru organism, dat fiind faptul că oamenii consumă alimente care sunt mult mai ușoare decât cele de origine animală. Postul are atât o înclinare, ca să spunem, pe partea spirituală, pentru că nu se poate vorbi de post din punct de vedere creștin dacă nu vorbim și de rugăciune și de slujbe. El trebuie să fie asociat cu rugăciunea, cu slujbele, pentru a fi un post creștinesc, dar și din punct de vedere al trupului ajută, pentru că ne face pe noi să ne simțim mai ușor, să dezintoxicăm organismul de produsele de origine animală pe care le-am consumat, și mai ales în perioada aceasta iernii, când oamenii consumă foarte multe produse de origine animală, fiind și sărbătorile de iarnă care sunt cu specific culinar de felul acesta. În postul Paștelui, creștinii trebuie să dea dovadă de milostenie și grijă spirituală sporită prin renunțarea la alimente de proveniență animalice sau, cum se mai spune în popor, alimente de dulce. În plus, aceștia trebuie să se roage și să facă mai multe fapte bune. Sfaturile pentru perioada postului sunt diverse, dar totul se rezumă la a fi mai bun și a face din asta un stil de viață. Ce sfaturi le dați oamenilor în privința aceasta? Cum este mai bine să țină post? Ce ar trebui să facă pe perioada postului? În primul rând, trebuie puțină voință. Deci cei care sunt creștini și consideră că sunt creștini și doresc să fie creștini, ar trebui să țină postul. În perioada aceasta, așa cum am precizat mai devreme, trebuie să fim sau să conștientizăm că trebuie să fim mai buni, să respectăm principala poruncă pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, să fim mai iertători, să fim mai aproape de Dumnezeu prin rugăciune, prin sfintele slujbe, care sunt și deosebite în perioada aceasta postului. Acestea sunt sfaturile creștinești pe care le pot primi oamenii în ceea ce privește comportamentul lor și modul lor de existență în perioada postului. Cu toate acestea, cetățenii consideră că postul este doar o tradiție care trebuie respectată în măsura în care se poate. De asemenea, oamenii pun preț pe faptele bune și un bun comportament față de aproapele nostru. Chiar dacă din motive personale oamenii nu postesc, aceștia se străduiesc să fie oameni mai buni, credință în suflet. Un alt aspect pe care l-au punctat românii este legat de faptul că oamenii nu găsesc alimente accesibile pentru a putea să-și asigure hrana de post. Noi de jos mai suntem și păcătoși, deci mai face și păcate, deci că asta este, e natura vieții. Și trebuie să ținem post, să ne abținem cel puțin de la faptele, nu? Ca să ții post de la faptele, nu neapărat să ții post, trebuie să ai o credință în tine adevărată, ca să nu faci faptele. Aia nu înseamnă să ții un post, nu. Aia trebuie să ai născut în tine, dacă ai puțină credință, să nu faci rău. Deci, așa cred eu, cel puțin este părerea mea. Nu trebuie să ții neapărat post pentru treaba asta, nu. Trebuie să ai tu în mintea ta. A respecta credința, trebuie să crești, să nu faci rele. Deci dumneavoastră în perioada asta o să țineți sau nu? O să țin post? Cer să țin, că așa este normal, așa am sărbătorit de mici copii, ce am văzut de la ei bătrâni, și așa cred că trebuie să moștenim și noi. Spuneți-mi, dumneavoastră, țineți postul Paștelui? Nu țin, domnișoară. Nu pot, sunt bolnav și nu pot, n-am
Postul, n-am ținut niciodată postul, nu pot să-l țin. Mă vine leșin dacă nu mănânc carne. Aveți pe cineva în familie care obișnuiește să facă acest lucru? Nu, nu avem pe nimeni. Toți am copii, familie, nu mâncăm tot ce ne place. Dar chiar și cu... Chiar dacă nu avem nici bani așa mulți, de unde să cumperi pe la post? Nu este adevărul. Ăsta e. Nu deci sunt. Considerați cumva că produsele de post nu sunt chiar accesibile. Așa este, domnișoară, da, așa e. Să nu sunt accesibile, așa este. Și ăsta este unul dintre motivele care vă împiedică să țineți post. Da. Și până la urmă, postul ca postul, dar important este să fiți o persoană bună, nu este așa? Poftim? Important este să fiți o persoană bună și credincioasă. Adică până la urmă, credința nu se manifestă numai prin post. Nu să țin numai prin post, domnișoară, să ține dacă ai inima curată și... Respect lumea și toată lumea te respectă. Și dacă numai Dumnezeu te ține pe pământul ăsta. Un altceva, eu cred în Dumnezeu. Nu e chestia de post. Inima ta, dacă e bună, o duci bine în viață. Potrivit legislației din România, credincioșii au 3 zile libere legale de Paște. Iată care sunt aceste zile. Vinerea Mare, zi liberă legală, prima zi de Paște și a doua zi de Paște. Potrivit codului, sărbătorile legale trebuie să aibă alte zile libere în următoarele 30 de zile lucrătoare sau compensații financiare care presupun salariul dublu pentru ziua zilele respective lucrate.